teritoriul lor cu blindatele, parașutiștii au ajuns în diferite raioane și nu se știe ce au de gând să președintele facă. American Joe Biden și-a început alocuțiunea. Without necessity, this is a premeditated attack. Acesta este un atac premeditat. A fost planificat de luni de zile. Dintotdeauna am spus asta. Mai mult de 76.000 de trupe au fost masate aici, la granița Ucrainei. Au fost aduse provizii de sânge. Au fost făcute spitale de campanie. Este tot ce trebuie să știm ca să cunoaștem intențiile lui Putin. Statele Unite și aliații săi sunt profund preocupați și încercăm să ducem un dialog pentru a evita vărsarea de sânge. Timp de săptămâni am avertizat că acest lucru se va întâmpla. Acum totul se produce exact așa cum am prezis. În ultimele zile am văzut bombardamente în Donbass. Am văzut zone în continuare acaparate de separatiști. Am văzut atacuri cibernetice împotriva Ucrainei. Am văzut clanuri care atacă în Ucraina. Și am văzut inclusiv informația că Ucraina ar ataca. Sunt pregătite inclusiv arme chimice. Sunt acuzații de genocid fără nici cea mai mică dovadă. In attempting to unilaterally create two new so-called republics. Am văzut două noi republice, așa numite republici, care acum încearcă să afirme. Consiliul Europei încearcă acum să susțină suveranitatea Ucrainei, dar Putin continuă cu războiul. Apoi au urmat atacurile aeriene, au urmat tancurile. We've been transparent with the world. We've shared declassified evidence about Russia's plans. Am declasificat toate informațiile privind trupele, toate mișcările Ucrainei și ale rușilor. Totul a fost, sau cea mai mare parte, a fost mai mult o acoperire. Putin a ales acest război. Today I'm authorizing additional strong sanctions. Astăzi autorizez niște sancțiuni dure asupra exporturilor și tot ceea ce înseamnă ieșirea materialelor din Rusia. Pregătim sancțiuni pentru a maximiza toate efectele negative asupra Rusiei. Vrem să dăm acest mesaj clar. Statele Unite nu sunt singure în demersul lor. Timp de luni de zile am creat o coaliție. Germania, Italia, Franța, Marea Britanie, Japonia, Noua Zeelandă. Cu toții ne-am adunat eforturile pentru a avea acest răspuns unit. Suntem în complet agrement. Vom limita toate abilitățile lui Putin, economic vorbind. Vom impune cele mai mari sancțiuni posibile asupra economiei Rusiei. În această dimineață, rubla a ajuns la cel mai mic nivel din istoria sa dintotdeauna. Guvernul rus a ajuns să se confrunte cu un șomaj de peste 50%. În acest moment am pus un sechestru de peste un trilion de dolari asupra bunurilor Rusiei aflate în afara granițelor. Astăzi blocăm patru bănci majore. Orice bunuri ar avea Rusia în Statele Unite vor fi înghețate. Este vorba de 270 de miliarde de dolari în bunuri rusești blocate. As I said on Tuesday,
După cum spunea marți, aici vorbim despre oameni din cercul lui Putin care au profitat personal din acest război și din opresiune. Marți am anunțat că vom opri tot ceea ce face Rusia. Vorbim despre companii de peste 4 miliarde de dolari. Toate sunt înghețate în acest moment. Aceste sancțiuni vizează cele mai importante, de fapt domeniile strategice în care acționează firmele rusești. Jumătate din firmele high-tech din Rusia sunt de asemenea blocate în acest moment peste hotare. În acest moment încercăm să reducem abilitatea Rusiei de a produce nave noi. Încercăm în acest fel să blocăm ambiția lui Putin de a emite noi planuri strategice pe termen lung. Mâine, NATO va face un nou summit în care se vor întâlni liderii a 30 de națiuni unite și parteneri apropiați. De vom exprima solidaritatea. Vom face noi pași pentru a întări în continuare alianța NATO. Vom aduce peste 3 miliarde de dolari pentru a întări apărarea Ucrainei. Forțele noastre nu vor acționa direct împotriva Rusiei. Forțele noastre nu vor lupta în Ucraina. Forțele noastre sunt acolo pentru a se asigura pacea. Statele Unite vor apăra fiecare centimetru de pământ NATO. Vestea bună este că NATO este mai unit ca niciodată. Nu există niciun dubiu că Statele Unite și aliații săi își vor onora toate angajamentele. În ultimele săptămâni, mii de trupe din Germania și Polonia sunt dovada angajamentului nostru către NATO. Prezența trupelor din Belarus și din Marea Neagră trebuie contrabalansate cu forțe în țările Baltice, Polonia și România. Vom aduce și alți aliați, ceilalți membri NATO, cu toții vor veni. NATO a venit și a decis acum să organizeze un plan de răspuns. Vom stabili unde și câte trupe sunt necesare pentru a contrabalansa armata rusă. De asemenea, NATO va aduce trupe inclusiv din Germania, pe care le vom plasa în zonele strategice pentru a contrabalansa armata lui Putin. De asemenea, suntem pregătiți să facem mișcări în continuare pentru a preveni ceea ce Putin are în continuare în cap să facă. Eforturile noastre, bineînțeles, sunt orientate pentru a proteja cetățenii americani și aliații. De asemenea, companiile producătoare de gaz nu ar trebui să profite de această criză pentru a crește prețurile. Monitorizăm atent orice sursă de energie în cazul în care apar anumite lucrăm cu țări din aproape toată lumea pentru a asigura un flux necontenit de gaze naturale. Știu că este greu,
V-am auzit deja pe toți. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere pentru a limita durerea oamenilor care în acest moment se află în război. Această agresiune nu poate să rămână fără un răspuns. Altfel ar fi mult mai rău. America nu va suporta acest tip de agresiuni. America stă în continuare alături de cuvântul libertate. Suntem pregătiți să răspundem. De luni de zile lucrăm extrem de intens alături de aliații noștri pentru a răspunde tuturor atacurilor venite din partea Rusiei. Am vorbit aseară cu președintele Zelensky și l-am asigurat că Statele Unite împreună cu partenerii săi din Europa vor sprijini poporul ucrainean să-și apere țara. Vom încerca să-i ajutăm. Vom trimite și misiuni umanitare. Asta chiar dacă propaganda rusească va încerca să ascundă adevărul și să inventeze acuzații. Vom demonstra din nou și din nou cum putem să blocăm invazia rusă. În următoarele săptămâni și luni, Vladimir Putin este decis să atace Ucraina. În mod repetat, noi le vom arăta că nu îi vom lăsa să ia această țară. Este un moment dificil pentru Europa, pentru libertatea din toată lumea. Trebuie să menținem pacea globală. În acest moment este vorba doar despre Putin și aliații săi criminali. Este vorba doar despre agresiune, despre dorința lui Putin de a obține un imperiu prin orice mijloace. Pentru că Putin a ales să facă un război fără a avea niciun motiv. Trebuie să luptăm pentru viitorul nostru, în care să nu existe națiuni luate cu forța. Trebuie să facem tot ce putem cu toate uneltele pe care le avem la dispoziție. Vom fi mai determinați, vom avea scopuri mai bine definite. Putin va răspunde economic și strategic. Ne vom asigura de asta. Putin a devenit un paria pe scena internațională. Oricine se va asocia cu Putin va fi pătat prin asociere. Alegerea lui Putin de a face acest război nejustificat va lăsa Rusia mai slabă și restul lumii mai puternic. Democrația, demnitatea sunt mult mai puternice decât opresiunea. Democrația nu poate fi distrusă de tirani ca Putin. Nu poate fi ștearsă cu niciun fel de intimidare sau agresiune. Oamenii vor rezista. Este vorba de democrație și subjugare. Să nu faceți nicio greșeală. Libertatea va câștiga. Dumnezeu să-i apere pe soldați și pe poporul ucrainean. I heard the first part. Do I have any plans to speak with Putin at this point and what? What communications have you had with the Kremlin as far as planificați să vorbiți cu Putin în perioada următoare? It's a large conflict already. The way we're going to stir este deja un conflict extins. Sperăm doar să nu escaladeze. Nu putem decât să trimitem toate forțele necesare în estul Europei. NATO este mai unit ca niciodată. Nu am niciun plan să vorbesc cu Vladimir Putin. Wall Street Journal, Tarina.
Mr. President, you didn't mention SWIFT in your sanctions that you announced. Domnule președinte, nu ați vorbit despre acțiunile rapide. Ați vorbit doar despre acțiuni. Credeți că sunt disensiuni între aliații NATO? Sancțiunile pe care le propunem împotriva tuturor băncilor rusești sunt doar prima consecință. Europe wishes to take. Cecilia Vega, ABC. Sir, sanctions clearly have not been enough to deter Vladimir Putin. Sancțiunile nu au fost suficiente pentru a-l împiedica pe Putin. Ce sancțiuni credeți că vor fi suficiente pentru a opri avansarea rușilor? That he gave last night will that the threat that he gave the West will face consequences greater. Și ce spuneți despre amenințarea lui Putin? I have no idea what he's threatening. I know what he has done. Nu știu cu ce poate să ne amenințe Putin, știu doar ce a făcut. Nimeni nu a așteptat ca aceste sancțiuni să prevină ce s-a întâmplat. Acest lucru ia timp și noi trebuie să arătăm determinare și să plănuim în viitor. That's what this is all about. This is going to take time. It's not going to occur. Va dura mult timp. Aceste sancțiuni nu pot rezolva conflictul pe loc. Cu siguranță nu se va plăti un cost cumplit. Yes. Two topics just really quick. First, markets are down. Piețele au căzut, prețul gazelor a crescut, toată lumea e într-o criză economică. Cât de mare va fi criza economică totuși, la final? Nu e niciun dubiu că atunci când o putere nucleară majoră atacă, invadează o altă țară, că atunci lumea va răspunde. So there's no doubt about that. Number one. Number two, the notion that this is going to last for a long time. Noțiunea că acest război va dura mult timp nu este fezabilă. Și nu depinde de aceste sancțiuni pe care le impunem Rusiei. Did you underestimate Putin? And would you still describe him? L-ați subestimat pe Putin? As a worthy adversary. Și îl mai numiți un adversar demn? He was, I made it clear as an adversary and I said he was worthy. I didn't underestimate him. Nu l-am subestimat niciodată. Am spus că este un adversar. You heard the speech he made, almost an hour. Ați auzit ce discurs a făcut Putin? He has much larger ambitions. Are ambiții mult mai mari în Ucraina. Vrea să restabilească URSS. Despre asta este vorba. Cred că ambițiile sale sunt complet contrare a ceea ce își dorește restul lumii. Sunteți încrezător că aceste sancțiuni economice vor fi suficient de puternice, vor fi pe măsura gloanțelor și tancurilor rusești? Da. Tancurile și gloanțele din Ucraina vor fi la fel de puternice ca aceste sancțiuni, sau sunt egale cu aceste sancțiuni. Nu am spus că sancțiunile îl vor opri pe Putin. Amenințarea acestor sancțiuni economice e un lucru diferit de soluția pe care o căutăm în Ucraina. And what will that do? How will that change his mindset here, given he's attacking Ukraine? În acest fel îi slăbim țara. Asta fac sancțiunile economice. Va avea de luat alegeri tot mai dificile. Or in fact respond. You said in recent weeks that big nations cannot bluff when it comes to something like this. Credeți că marile națiuni nu pot să joace la cace al mac când e vorba de aceste sancțiuni? Is that a step that you're prepared to take, and if not, it's not a bluff, it's on the table. Nu este nicio cace al mac. Sancțiunea economică este acum pe masă. Why not sanction him today? Mr. President, if I can, you detailed some severe and
SWIFT new sanctions today and said the impact it will have over time, but domnule președinte, ne-a spus că impactul acestor sancțiuni va fi în timp. Russia from what's called SWIFT, the international banking system, or other sanctions at your disposal. Puteți numi un răspuns rapid pentru Ucraina? Ce mai așteptați, domnule președinte? Sancțiunile pe care le impunem sunt mai mult decât rapide. Au efect imediat. Două treimi din lume ne susține. Can I ask you about Zelensky? Sir, you spoke to Vladimir Zelensky yesterday, sir. What's the risk that we are watching the beginning of another Cold War and privim începutul unui nou război rece? There is a complete rupture right now in US. Este o completă ruptură între relațiile noastre. Dacă vom continua pe acest drum, that depends. You have the vast majority of the rest of the world in total opposition to what he's doing. Depinde. În primul rând, toată lumea este în contradicție cu viziunea lui Putin în acest moment. Va fi o zi rece pentru Rusia. Nu neapărat un război rece. And are you if I could follow up, sir, are you urging China to help isolate Russia? Are you urging China to help isolate Russia? Ați vorbit cu China să izoleze Rusia? Nu sunt pregătit să comentez asupra acestui subiect. No. He's had his hand up a long time. Thank you, Mr. President. How concerned are you that Putin wants to go beyond Ukraine into Cât sunteți de îngrijorat că Putin vrea să treacă dincolo de Ucraina, dacă ajunge în țări NATO? Dacă intră în țări NATO, atunci ne vom implica. Dacă nu mutăm chiar acum cu aceste sancțiuni, el va fi încurajat să atace în continuare. Talk anything more about your conversation? Can you, Mr. President? I'm sorry, I can't hear you. Sir, India, which is a major defense partner of the United States, is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? Does the Defense Department of the United States... Sir, India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with United States on Russia? Întrebarea este dacă India este un partener direct în aceste al Statelor Unite. Și răspunsul a fost da. Vă relatăm un război indirect.